Da, ce plăcut să te abor că de sigur că merge. Hai, Doamne, să mă bucur. Nu și eu am dat, Doamna Florice. Eu am dat plămâie lângă mine, să-i dau. I-am adunat și iarbe și mă vec și eu. Haideți! Hai să ajutăm. Rămâneți pe loc, am zis! Pentru România, un număr de 8.000 de puieți de moli în pădurea fondului forestier, în fondul forestier al municipiului Codlea. După cum vedeți, puieții sunt din specia moli, au fost produs de ocolul silvic în pepinierele proprii. Ei provin chiar de la Crisvav, de pe Valea Mare. Și plantația se face într-un teren pregătit în prealabil, înainte. Deci... Și drept. Să sperăm. Da. Puieții au fost aduși ieri. Și au fost depozitați, după cum vedeți, la șanț. S-a făcut un șanț prealabil și au fost depozitați cu rădăcinile în acest șanț. S-a pus pământ peste ei, s-a pus cetină ca să nu există pericolul să se usuce. Rădăcinile nu au voie să intre în contact cu aerul. Da? Puieții se plantează în niște vetre care au fost făcute anterior. Se face o groapă. Groapă se așează rădăcinile frumos, așa ca să nu se îndoaie sau așa, se pune frumos pământ peste rădăcini, se înlătură pietre, alte resturi vegetale ca să nu se prindă, să nu prindă un strat de aer sau stratul de aer e cel mai periculos pentru. Bate și soarele asta noi, cine te poți uita? Hai că să te uiți, numai la deal nu bate soarele. Da, știu. Ia uziți, de ce se măcirlește? Să nu se usuce. Da, să nu se usuce și în momentul în care se plantează, rădăcina fiind cu mocirlă, are șanse mai mari să se prindă. Și pământul se lipește mult mai bine de rădăcină. Și ce v-a mai spus domnul? Până vă chem. Așa, calcă bine, așa, calcă bine. Nimeni de aici să nu ia semn. Bine, așa, da? Gata. Da, parcă, Matias, ciu, da, băiat. Acum îl calci un pic. Îl ții de bun. Calci un pic așa. Pădure păsărele cântă.